Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Totul pentru familia mea, episodul 95 rezumat. Vă prezentăm rezumatul serialului turcesc Totul pentru familia mea, episodul 95, difuzat de canal de în data de 22 mai 2023. Serialul Totul pentru familia mea, titlul original Kardeşlerim, este difuzat luni și marți, de la ora 20, în timp ce Afra este dusă la spital, toți, în special Gonul și Ogulcan, sunt șocați și devastați. Afra primește îngrijiri medicale și când se întorc acasă, mama ei îi spune că s-a decis să se întoarcă amândouă în Germania. Tristă, Afra petrece cu Ogulcan ultimele clipe care le-au rămas, dar nu poate să-i spună că pleacă. După două zile pleacă. Gonul îi lasă lui Şengul restaurantul pentru că chiria este plătită pentru încă 3 luni. Își cere scuze pentru tot ce a făcut familiei ei. Afra îi lasă o scrisoare pentru Ogulcan. Ogulcan simte că ceva nu este în regulă și merge la ea să vadă ce face, dar ele au plecat deja. Când se întoarce acasă, Şengul îi dă scrisoarea pe care i-a lăsat-o și îi spune că se întorc în Germania. Ogulcan le prinde din urmă în drum spre aeroport și își ia adio de la iubita lui. Yasemin adoptă altă tactică pentru a-l despărți pe Doruk de Asi. De data aceasta se împrietenește cu Asi și îi câștigă încrederea ca să obțină informații folositoare. Omer lucrează din nou la club, la insistențele lui Ahmet. Akif mai încearcă încă o dată să o convingă pe Suzan să îl ierte. Având în vedere că ea nici nu vrea să discute cu el, de data aceasta se urcă pe o clădire și amenință că se aruncă dacă nu ascultă ce are de zis. Cu toate eforturile lui, Suzan nu se mai lasă păcălită și se convinge și el că nu mai are rost să încerce. Seara, se întâlnește cu Nebahat la un local unde merg ei când au multe pe cap și fiind amândoi necăjiți, petrec seara împreună acolo. În ziua următoare, Doruk îl găsește acasă la Nebahat în pijama și îl întreabă ce face pentru că știe că înainte cu o zi, o implora pe Suzan de pe acoperiș să îl ierte. Akif îi spune că le iubește pe amândouă și îl roagă să nu îi spună mamei lui de ultima încercare de a obține iertarea lui Suzan. Akif primește un telefon și află că Resul l-a împuternicit pe el la o cutie de valori când erau asociați. Merge să vadă ce este în ea, sperând că găsește bani, însă găsește niște acte care îi vor folosi mai târziu. Ayla se uită în telefonul lui Resul și găsește filmarea cu accidentul în care a murit Vel.